regiunea delimitată de munții Codru-Moma, de cei ai Zarandului și care se contopește în mod firesc cu Câmpia Banat-Oprișană, este o zonă ce a adunat de-a lungul timpului nenumărate povești. Este suficient să luăm ca reper cetatea Ineului și să intuim câte povești s-au scris între zidurile ei, cel puțin în perioada în care fortificația a fost reședința pașei vilaietului Timișoara. Și dacă înaintăm pe firul istoriei, descoperim alte întâmplări țesute în jurul altor personaje. Spre exemplu, Habsburgii vin aici și reorganizează zona. Apoi, nobilii Imperiului Austro-Ungar cumpără domenii și construiesc conace, ce vor deveni reședințe de sezon sau permanente. Mai mult, locurile și oamenii îl inspiră pe Ioan Slavici să scrie Moara cu noroc, roman ce avea să devină reper al literaturii naționale. Așadar, suntem în țara Zarandului ca să descoperim istorii ascunse. La nici 10 km, depărtare de Arad, se află Siria, acolo unde, în zona de Șes, istoricii maghiari ai secolului XIX au identificat cetatea Zarand, o mică cetate de pământ. Mai degrabă, se poate spune că la acel moment au avut posibilitatea de a cerceta doar șanțurile care înconjurau cu secole în urmă fortificația. Evident, astăzi solul este nivelat și nicio urmă vizibilă. Însă sus, pe dealul Siriei, printre ruinele altei cetăți, de data aceasta una ridicată în perioada medievală, se deschide o panoramă extraordinară asupra unei bune părți a țării Zarandului. Cea care astăzi este parte a județului Arad. Țara Zarandului o putem considera una dintre cele mai importante regiuni geografice și istorice a perioadei a secolelor 17, 18, 19 în vestul actualei României. Ea era formată din actualele județe Arad, Hunedoara, Alba, aproximativ toată zona montană, toată zona de moți, să spunem, intra în componența țării Zarandului. De formație jurnalist, dar și autor al unor volume care aduc în prim plan aspecte ale istoriei regiunii care s-a dezvoltat în jurul Aradului, Andrei Ando a fost mereu preocupat să înțeleagă diversele aspecte ale istoriei locale. Astăzi noi ne raportăm la acest perimetru ca la țara Zarandului, a fost la un moment dat Comitatul Zarandului, a avut o forță economică importantă, a reprezentat o forță militară importantă, dar datorită deciziilor politice a dispărut, s-a resorbit în epocă, în timp. Până la acel moment însă, dorința de a avea controlul militar asupra acestei părți a țării Zarandului a stat la baza mai multor conflicte de-a lungul epocilor între puterile care voiau să stăpânească regiunea și, în special, domeniile dezvoltate în jurul orașului Ineu de astăzi. Cum în perioada timpurie, Ineul era parte a regatului maghiar, arheologii care au cercetat zona au concluzionat că evoluția sa a fost asemănătoare celorlalte așezări ale monarhiei. Din perioada dinastiei Arpadiene, prima dinastie domnitoare a regatului maghiar, există și primele documente ce fac referire la epoca de început a Ineului. Recent, arheologii au făcut conexiunea între manuscrise și descoperirile din teren. Este un tip de grese care n-are ce căuta într-un loc ăsta, în câmpie. Clar că a făcut parte dintr-un bloc probabil mai mare. Greu de spus dacă și cu o anumită, să zicem, un anumit decor. Florin Mărginean este arheolog, specialist în epoca medievală. Împreună cu alți istorici, a cercetat atât cetatea de la Ineu, cât și siturile din apropierea localității în încercarea de a ordona evenimentele epocilor trecute. Cărămida tipică pentru perioadă, ca și dimensiuni, sunt cărămizile care se făceau în vremea respectivă, să și mai și vede pleava,
cu grosimi care alternează de la 4-5 cm, lățim de 14-15 cm și o lungime de 28-30 de cm. Deci asta este o cărămidă arsă? Arsă, ca și în zilele noastre, doar că, să zicem, dimensiunile în vremea respectivă, să zicem, astea erau dimensiunile tipice, standard. Standard. Astăzi lucrurile stau puțin diferit, vorbim de alte... Dar a fost tehnica... arsă la anul, în anul? Să zicem în secolul 12, ca să nu dăm un an, că ar fi foarte greu. Probabil, să zicem, în prima jumătate a secolului 12. Această cărămidă arsă, în urmă cu peste 900 de ani, era parte a unei construcții. Anume, o mănăstire extrem de importantă pentru întreaga zonă, așa cum spun cercetătorii. Mănăstirea Deneș-Monoștor. Practic, pot spune că este locul în care începe să se nască actualul oraș Ineu. Chiar dacă mănăstirea se află la oareșcare distanță, 3 km de actualul oraș, așa cum apare în documente Oppidum Ineu. Deneș-Monoștora este des amintită în documentele epocii medievale, însă arheologul Florin Mărginan este de părere că edificiul a fost construit mult mai devreme decât momentul primei mențiuni. Cel mai probabil, în prima jumătate a secolului al XII-lea. Mai mult, istoricii știu la acest moment că mănăstirea era una familială și aparținea nobilului care avea domenii în zonă. De ce ți-ai fi făcut o mănăstire la momentul acela și nu ai fi ținut banii? Suntem totuși în zorii impunerii, zicem, creștinismului în zonă, iar astfel de acte de pioșenie, evident, contribuiau la viața de după în care ai avut astfel de contribuții, să zicem, la și răspândirea creștinismului până la urmă, pentru că răspândirea creștinismului a fost un fenomen care s-a întâmplat spontan, a decurs într-o anumită perioadă de timp, iar mănăstirile au jucat un rol foarte, foarte important. Adică până ajungem la acea rețea de biserici parohiale, sătești, prima dată au fost episcopiile, ca să o luăm așa în ordine, mănăstirile și abia apoi simplele biserici din sate. Chiar dacă era mănăstirea nobilului, cei care locuiau pe domeniul stăpânului de pământ aveau libertatea de a participa la slujbe. Date fiind circumstanțele evului mediu, probabil, mănăstirea impresiona orice persoană ce îi călca pragul. Pe baza dovezilor și manuscriselor, arheologii, împreună cu istoricii de artă, au concluzionat că mănăstirea Deneș-Monoștora a fost un monument unic și că meșterii care au lucrat la ridicarea ei își câștigaseră experiența pe șantierele marilor catedrale din această parte a Europei. Gândiți-vă că planul redat are undeva în jur la 40 de metri, deci e clar că este vorba despre o clădire mare. Planul acest bazilical era tipic, altfel secolul al XII, al XIII-lea. Cele câteva componente recuperate, cea mai importantă dintre ele se află actualmente la Muzeul Național din Budapesta, altele fiind recuperate acum pe parcurs din cadrul cetății Ineului, redau, să zicem așa, măreția unui monument construit în stil romanic, aș putea să spun unic, în această parte geografică. Când se încheie povestea acestei mănăstiri? Există un eveniment anume? În 1502 nu mai apar menționați slujbași în această mănăstire. Atunci se întâmplă un fenomen interesant și din perspectivă geopolitică, ca să folosim un termen mai actual, pelicul turcesc planând asupra regatului, dorința de, să zicem așa, întărire, mai ales a părții sudice a regatului, a dus la fortificarea mai multor reședințe nobiliare de cele mai multe ori, care au luat seamă de acest fapt. Mănăstirea fiind abandonată a fost oarecum un loc facil de recuperare a unor materiale de construcții. Și poate, cea mai interesantă bucată de piatră dintre cele descoperite
este un capitel pe care e reprezentată o sirenă. Aceasta se află la Muzeul Național din Budapesta. Multe alte blocuri de piatră se găsesc încă în structura turnurilor cetății de la Ineu. Au fost identificate de arheologi și de istorici de artă și se pot observa atât la exterior, cât și în interior. Cel mai vechi este turnul de sud-est, să zic oarecum frate geamăn cu turnul de nord-vest și în structura căruia s-au păstrat iarăși destul de multe, dacă nu cele mai multe pietre fasonate, descoperite în cursul cercetărilor noastre. Multe dintre ele se și văd după decaparea pereților de tencuială. Practic fiecare perete îți spune o poveste. Pe acest perete încă se pot vedea blocuri și blocuri masive, precum este acesta, reutilizate în structura acestui turn. Însă, în încăperea care precede intrarea în turn, sunt urme ale unor povești triste, întâmplate între zidurile acestei cetăți. Poveștile copiilor cu diverse dizabilități care au fost instituționalizați aici în perioada comunistă. Toate încăperile astea au fost locuite de copii, atât de mulți copii au fost... Da, probabil cea mai sinistră, ca să zic așa, perioadă a fost a doua parte, anii 80, pe care am trăit pe propria piele, fiind la grădinița de peste drum, când doar puteam să văd starea deplorabilă în care se afla clădirea și condițiile în care trăiau copiii instituționalizați din vremea respectivă. Adevărul că și-ar merita un loc aici, la fel de bine, precum istoria cetății, a orașului, la fel de bine un loc în care să fie menționat și acest aspect. Mai puțin plăcut și interesant, dar care face parte, din păcate, din istoria locului. Împreună cu Florin Mărginean, facem un tur rapid al cetății. Se știe numărul copiilor care au fost aici? Chiar n-aș putea să intru în astfel de detalii, dar e vorba de, cred, sute de copii. În multe dintre camerele cetății, mobilierul greu de fier sau gratile de la geamuri sunt mărturii ale unei perioade tulburi. Practic, ceea ce putea fi văzut până în iulie 2022, când a fost demarat proiectul de restaurare, erau reminiscențe ale unei istorii dezolante, una care împletea destinele frânte cu neputințele unui sistem totalitar. Intervențiile din perioada anilor 1970, prin care s-a dorit consolidarea clădirii, în fapt, au șubrezit structura cetății. Uite, podele mai sunt aici. Da. Da, dar toate sunt făcute pe planșeuri de beton, deci intervenții destul de brutale. Aici e accesul în pod. Uh-huh. Putem merge dacă vrei. Când au fost turnate grinzile astea? 1970, când practic este ultima intervenție serioasă de renovare a cetății. Și aici e podul. Da. Se vede treptele de acces cum au fost încastrate în structura veche. Trepte masive din beton. În
1970-75, perioada comunistă, întregul ansamblu este renovat, restaurat. Restaurat e mult spus, pentru că intervențiile sunt așa de masive și greoaie, încât grinzile de beton au afectat foarte mult, mai ales latura sudică a ansamblului, a castelului. Foarte probabil, sau aproape sigur, multe din aceste compartimentări se leagă de această perioadă, deci de perioada comunistă. S-ar putea crede că cetatea de la Ineu a fost transformată în școală pentru copii cu nevoi speciale de regimul comunist. Însă această decizie a fost luată în 1904 de ultimul nobil ce a deținut proprietatea, baronul Solimoși. Școala era cunoscută ca Institutul de Stat pentru Educație Specială și de Lucru. Din momentul în care devine funcțional, în fiecare an, nenumărate periodice tipărite în partea maghiară a Imperiului Austro-Ungar publicau anunțuri care înștiințau cititorii despre termenele la care copiii cu deficiențe mentale puteau fi înscriși pentru a urma cursurile acestui institut. Din aceste anunțuri aflăm și alte detalii despre institut. Spre exemplu, un copil trebuia să aibă minimum 7 ani pentru a fi admis, iar cei care aveau deja 14 puteau fi îndrumați spre o anumită meserie. Nu este clar ce s-a întâmplat cu acest institut după ce zona devine parte a României Mari, însă, ceva mai devreme, pe firul istoriei, documentele au consemnat suficiente detalii pentru a înțelege ce s-a întâmplat la cetatea de la Ineu. În secolul XIX, nobilul Peter Atzel ajunge în posesia domeniului de la Ineu. Investește destul de mult pentru ca viziunea sa asupra cetății să se concretizeze. Astfel, în 1870 încep lucrările de restaurare. Intervențiile pe care Peter Atzel le face au dat așa o notă oarecum romantică și au dorit să-și reamintească de vremurile medievale, încercând să-i dea o tentă medievală întregului ansamblu. În deciziile pe care le-a luat cu privire la restaurarea cetății, Peter Atzel, asemeni altor proprietari de conace, a fost puternic influențat de perioada romantică. O perioadă în care multor construcții le-au fost adăugate detalii arhitecturale de inspirație medievală. Evident că și aceste ferestre, Atzel a încercat să-i dea o notă cu un iz medieval, închiderile astea în arc frânt, oarecum se apropie de perioada gotic. Pentru transformarea cetății în castel s-a folosit o cantitate uriașă de cărămidă. Partea sudică a cetății a fost reconstruită în întregime, iar peste ruinele medievale a fost ridicat un nou nivel. Și pentru că orice castel trebuia să aibă turnuri impresionante, Peter Atzel dispune restaurarea celor vechi. Multe dintre intervenții au fost, să zicem, stângace, ca să nu zicem altfel, dar toate acestea, luate pe ansamblu, au contribuit la păstrarea și conservarea întregului. La mijlocul secolului XIX, cetatea, Ineul, precum și așezările din jur, erau supuse transformărilor. La nivel local, era multă efervescență, iar proprietarii de pământuri încercau să țină pasul cu ceea ce se întâmpla în alte părți ale Europei. Părăsim cetatea pentru o perioadă scurtă, pentru a afla doar câteva dintre poveștile locurilor din apropiere. Una dintre acestea
este legată de rentabilizarea resurselor naturale. Nenumăratele mori de apă, amplasate pe cursul Crișului Alb, erau indispensabile pentru măcinarea cerealelor recoltate în zonă. Însă, dispunerea haotică a acestora producea mai multă pagubă decât profit. La mijlocul anilor 1800, la Ineu, încep discuțiile dintre autorități și proprietarii de pământuri, care trebuiau să fie de acord cu construirea unui canal ce rezolva multe probleme hidrotehnice ale zonei. Pentru realizarea acestui proiect a fost adus Iosif Besedeș, un inginer cu studii la Pesta. Un canal proiectat în urmă cu aproape 190 de ani. Lucrările au durat o perioadă destul de scurtă de timp, dacă să ne gândim că în 1840 a fost și finalizat și a fost dat, ca să zic așa, în folosință. Au dus beneficii atât de ordin hidrotehnic, odată fiind Valea Crișului sau Albia Crișului fiind eliberată de morile de apă, datorită cărora de multe ori se produceau inundații. Canalul Morilor, preluând o parte din debitul Crișului, a avut o contribuție și pe partea economică, cum bine se știe, mai ales în zonă, de-aia și denumirea Canalul Morilor, a devenit, să zicem, partea unui sistem de astfel de mor de apă. Inițial s-au proiectat 17-15, în final s-au realizat doar 11 mai exact, multe dintre ele astăzi, din păcate, nemai existând. Astăzi, cei 92 de kilometri ai canalului sunt împărțiți între România și Ungaria, iar prin construirea lui, la mijlocul anilor 1800, mai bine de 40 de așezări din zonă au fost eliberate de riscul inundațiilor. Canalul Morilor se află la jumătatea distanței dintre Ineu și Mocrea, singura localitate aflată astăzi în componența administrativă a orășelului aflat pe Crișul Alb. Mocrea a fost mereu parte a domeniului de la Ineu, și multe dintre evenimentele epocilor trecute aveau o bază comună. Asta nu înseamnă că, de-a lungul timpului, în mica așezare nu s-au conturat povești captivante. Spre exemplu, conacul de la Mocrea a fost sursa unor conspirații care au influențat definitiv destinele proprietarilor. Dacă vreți, pe undeva putem spune că planează un blestem asupra conacului de la Mocrea. Istoriile de la conac, la care le adăugăm pe cele despre pivnița săpată direct în stâncă, la mijlocul anilor 1600, plus câteva informații despre locul unde ar fi înmormântat cel care l-a inspirat pe Ioan Slavici să creeze personajul Lică Sămădău, sunt doar câteva dintre poveștile pe care le aflăm data viitoare.